O femeie de la internatul de psihiatrie din Bălți ar fi sinucis după ce a fost încarcerată în blocul unde pacienții sunt torturați. Bolnava s-ar fi aruncat de la etaj de frică. Cel puțin asta afirmă avocata mai multor femei internate acolo și care ar fi fost batjocorite de către un fost medic al instituției. Avocata Violeta Gașițoi spune că a aflat despre acest caz de suicid de la una dintre paciente în cadrul audierilor în dosarul violurilor. La audiere, una dintre victime ne-a declarat că una dintre beneficiarele internatului psihoneurologic a sărit de la etaj și a decedat. Mai era și o asistentă medicală pe care eu am întrebat-o dacă într-adevăr cineva a decedat sărind de la etaj. Ea a confirmat că da. Avocata afirmă că femeia s-ar fi sinucis de frică, deoarece în blocul 2 bolnavii sunt internați ca să fie pedepsiți pentru diferite încălcări. Victima a zis că ea a vrut să fugă din acel bloc. Sunt plasate ca pedeapsă, fie pentru cerșit, fie pentru înjurie. Reșourile astea de la ferestre, ele nu sunt. Dar ferestrele nu au mâniere ca protecție. Am încercat să aflăm mai multe detalii despre acest caz și am mers la internatul din Bălți. Am încercat să vorbim cu administrația internatului psihoneurologic, însă mai departe de această poartă nu am putut trece. Paznicul ne-a reproșat că nu avem permisiunea Ministerului Muncii. De ce nu ne dați voi? Angajații instituției cu care am reușit să vorbim spun că nu cunosc nimic despre acest caz. Nici directoarea internatului psihoneurologic pe care am surprins-o în timp ce intra cu mașina în curtea internatului nu a fost mai binevoitoare. Doamna directoare, am înțeles că a fost un caz săptămâna trecută. Cu vocea tremurândă, câțiva pacienți ai internatului pe care i-am întâlnit prin preajmă ne-au spus în fața camerei că nu știu nimic despre acest caz. Ei susțin că și dacă ar ști ceva, nu ne-ar spune, deoarece riscă să fie închiși în blocul 2, acolo unde sunt torturați. Dacă vorbești ceva, atingi din 2. Cine? Acolo, acela, blocul 2 să-l închidă. Care biau, care nu se arvoie, care duc fără voie, care fuge, care îmbrășarut-o. Acolo îl pedepsesc? Da. Avocata Violeta Gașițoi susține că astfel de cazuri trebuie să fie investigate de către oamenii legii, întrucât cei internați se află în custodia statului. La poliție nu a fost depusă nicio sesizare. Solicitat de ProTV, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție din Bălți ne-a confirmat că oamenii legii nu au fost anunțați despre suicid. Internatul psihoneurologic de la Bălți a ajuns în atenția presei după ce 19 femei internate acolo s-au plâns că au fost violate de către un fost medic al instituției. Acum dosarul se află pe rol la judecătoria Bălți, iar suspectul este cercetat în stare de libertate.